Dimineața Victoriei la Europa FM. Bine v-am regăsit la interviurile Piața Victoriei. Sunt Alicia Cobescu, în direct pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Dan Barna, astăzi la Piața Victoriei, candidatul USR Plus la președinția României, cu doar 4 zile înainte de startul campaniei, dar de câteva luni deja în pre-campanie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație dumneavoastră și ascultătorilor Europa FM. Ascultători, cu siguranță curioși să afle cum vedeți dumneavoastră răsturnarea din Eurobarometrul Europa FM, care vă plasează la nivelul lunii septembrie, desigur, pe locul 3, devansat de Mircea Diaconu, proaspăt intrat în cursă. Este un sondaj surprinzător, cumva diferit de datele și sondajele pe care le-am văzut și le-am obținut și noi din sondajele proprii și din cele pe care le-am văzut la celelalte partide. Este o fotografie a momentului. O să vedem dacă se confirmă aceste informații din sondajul Europa FM. Asta zic, e o diferență un pic între cifre, eu am altfel de cifre, dar... Ce cifre aveți? Cel în care sunt pe locul 2-3 cu doamna Dăncilă, undeva în jur de la 20%, sunt cele, cumva, la noi a fost consecvente în ultimele două luni pe această linie. E interesant cel prezentat de Europa FM, o să vedem, chiar sunt curios în luna următoare cum va arăta... Sondajul despre care vorbiți l-a luat în calcul și pe Mircea Diaconu? Da, era unul dintre numele din lista respectivă. Plasat în urma dumneavoastră. Plasat sub 10%, de asta spun eu, o diferență surprinzătoare. O să vedem, nu am niciun fel de îndoială că voi ajunge în turul 2, pentru că eu sunt de o lună și jumătate în țară și în ultimele două săptămâni am fost chiar în diaspora și în Statele Unite și în America. În România am fost prin toate județele și reacția oamenilor și mesajul pe care îl simt e foarte similar cu mesajele pe care le-am întâlnit în campania de la europarlamentare. Adică există o dorință puternică de schimbare, o revoltă încă activă a cetățenilor față de vechea clasă politică și față de sentimentul acesta că în ultimii 3 ani România n-a mai mers în nicio direcție, ci am discutat doar despre justiție, doar despre cum scapă Liviu Dragnea de pușcărie și oamenii îmi spun că s-au săturat de felul în care este condusă România. Și așteptările lor sunt legate de să facem odată acele autostrăzi, să găsim o soluție prin care să nu-și mai vadă nepoții doar de Paști și de Crăciun în vacanță, să nu le mai plece copiii din țară când termină liceu. Acestea sunt teme care intervin recurent în dialog și cu românii plecați și cu cei care sunt aici în țară. Și ce poate face președintele României? Ce poate face Dan Barna, dacă este ales președinte al României, în legătură cu aceste chestiuni concrete? Autostradă, migrație, nivel de trai, ce legătură are asta cu rolul pe care îl are președintele potrivit Constituției? Președintele poate face foarte multe lucruri, pentru că, într-adevăr, președintele României nu toarnă asfalt pe autostradă. Și președintele României nu repară toaletele școlilor sau nu face curat nu asigură igiena în spitale. Dar președintele României are forța acelui mesaj, pentru că este politicianul, instituția politică până la urmă, cea mai puternică și cea mai reprezentativă. Când vorbește președintele României, în acel moment toată societatea ascultă. Și rolul președintelui și acel tip de președinte voi fi, este acela de a aduce în dezbaterea publică și de a pune pe masa guvernului și în dezbaterea societății, acele teme de care le pasă oamenilor. Și asta cumva este elementul pe care îl consider nou și important pe care îl voi aduce. Spre exemplu, ca să iau un exemplu foarte concret, tăierea pădurilor. Pe mine personal și pe foarte mulți români ne doare să vedem drama care se întâmplă în pădurile din România. Este o temă care n-a existat în dezbaterea publică și care n-a fost abordată până în momentul de față. E un astfel de exemplu. Președintele României poate să ceară guvernului să înceapă acel program de 10 ani, pe care eu acum vineri la Sibiu, la ultimul meeting preelectoral, voi și lansa programul de candidat la prezidențiale și voi detalia acolo punctele pe care le văd necesar, fundamentale, în viziunea de Românie pe care o promovez, dar Alianța USR Plus și Dan Barna ca președinte, suntem de fapt pentru prima dată după 30 de ani, există o forță politică
care nu este aripa tânără a vechilor partide. E pentru prima dată când oameni onești și competenți, de fapt, asta e soluția. Ajungem și la această idee, dar haideți să vorbim puțin apropo de competențe și de responsabilități și de ceea ce prevede legea în România. Președintele poate să ceară unui guvern ce-i trece lui prin cap. Guvernul acela nu este obligat să-și execute ceea ce spune președintele. Și avem dovezi în istoria foarte recentă. Deci, cum vă imaginați președinția Dan Barna cu un guvern Viorica Dăncilă, de exemplu? Vom avea peste două zile o moțiune de cenzură. Vorbim și despre asta, dar în momentul care în care v-ați lansat candidatura, nu vă să rezolve bazați. Această problemă a guvernului Dăncilă, care chiar ar trebui să plece de la conducerea României. Dar dacă nu, dumneavoastră când ați decis să candidați la președinția României în calitate de candidat USR Plus, nu ați pornit de la premisa că la un moment dat, în luna octombrie, o să fie o moțiune de cenzură salvatoare. Deci, dacă n-ar fi fost moțiunea, sau dacă ea este, dar nu va avea rezultatul scontat, și vom vorbi imediat și despre ce înseamnă rezultatul scontat, ce poate să facă președintele Dan Barna cu un guvern condus de Viorica Dăncilă? Guvernul reacționează la temele care sunt impuse de societate sau de președinte. Președintele este exact vocea societății. Dacă guvernul primește pe masă aceste teme și primește această presiune venind și dinspre președinte și dinspre societate, au fost puține situații. Gândiți-vă că societatea civilă a contribuit și prin activitatea președintelui la blocarea Ordonanței 13, chiar dacă guvernul vrea să o păstreze, să nu uităm lucrul acesta. Deci, președintele este unul dintre instrumentele pe care societatea le are, este cel mai important instrument, de fapt, pe care societatea le are, în a-și impune temele cu adevărat relevante pentru cetățeni. Și asta poate să facă președintele. Da, pe termen scurt, ca să fiu foarte specific, pe termen scurt, e puțin probabil cu o guvernare Dăncilă, în cel mai rău caz în care această guvernare rămâne pe mai departe, pot fi făcute reformele necesare pentru România. Și atunci vă întreb, este corect ca în campania pentru președinție să vorbiți despre autostrăzi, când de fapt asta nu intră în competențele președintelui și nu știți orizontul de timp în care cu adevărat veți avea un guvern cooperant? Orizontul de timp este de 10 ani pentru autostrăzi, dar chestiunea este alta. România este de 30 de ani și în ultimii ani, în mod explicit, într-o criză completă de viziune și de direcție. Discuțiile mele cu oamenii în stradă m-au dus la această concluzie pe care o spun în repetate rânduri. Românii sunt resemnați și oamenii caută disperați o viziune și o direcție. Asta este ceea ce ne-a lipsit și când vorbesc despre autostrăzi, spun că, într-adevăr, perioada următoare, pentru că obiectivul Alianței USR Plus nu a fost doar să ajungă Dan Barna la Cotroceni sau să trimitem 8 europarlamentari, de care acum suntem mândri, la Bruxelles. Obiectivul Alianței USR Plus este să ajungă să guverneze în 2020 cel mai târziu. Eu sper să se întâmple, de fapt tot în 2020 va fi, chiar dacă sunt anticipate, vor fi la începutul anului, să guvernăm începând din 2020 cu un guvern competent care să dea această direcție și această viziune. Și pentru prima dată, repet, în 30 de ani, când componenta activă a societății, oameni care s-au realizat personal în mare măsură, au decis să se implice politic. Pentru că am înțeles fiecare dintre noi că dacă nu ne implicăm politic, nu avem nicio așteptare. Lucrurile nu se pot îmbunătăți decât dacă fiecare din cei care ne ascultă se implică și dovedesc că le pasă. Asta e soluția și asta facem noi acum. Ați dat exemplul Ordonanței 13, care a scos în stradă o mulțime de oameni. Au fost sute de mii de oameni care au protestat în acele momente. E o situație excepțională. Asta nu înseamnă că sute de mii de oameni se vor aduna în stradă să ceară autostrăzi. În schimb, avem un proiect de lege care a trecut cu brio de Parlamentul României, a fost chiar promulgat de președinte în cadrul unei ceremonii organizate special de construire, într-un ritm rapid, a unei autostrăzi care să lege Muntenia de Moldova. Și totuși, nu avem așa ceva. Exact asta spun. De aceea este nevoie de un președinte activ, implicat, prezent în viața comunității, nu doar la crize, nu doar la Ordonanța 13, cum bine spuneți, ci tocmai la temele de zi cu zi pe care românii le așteaptă. Asta spun și eu în discuțiile cu oamenii. A organizat o ceremonie la Cotroceni pentru promulgarea acestei legi care marchează... Asta spun. Faptul că am aprobat în Parlament o lege pentru autostradă e lăudabil, remarcabil, de apreciat. Dar asta nu aduce un buldozer pe câmp pentru a începe să facă drumul. Despre asta vorbesc, despre faptul că trebuie să ne și apucăm despre acele autostrăzi despre care doar vorbim de 30 de ani. Și avem program foarte clar, avem o direcție foarte clară. În momentul de față, alocările bugetare sunt ridicole.
și pe calea ferată și pe autostradă, pentru că acestea sunt cele două direcții de care avem fundamental nevoie. Pentru calea ferată avem 0,01% din PIB și pentru autostrăzi 0,05% din PIB. Trebuie să ajungem spre un 1%, pentru că având aceste miliarde pe care nu se le administreze domnul Neaga sau alți băieți puși mereu în glumă, schimbați 6 luni puși alții, ci să fie administrați de profesioniști selectați prin concurs internațional, exact cum s-a întâmplat și în Polonia, și în Ungaria, și în Portugalia, peste tot ne s-au întâmplat autostrăzi. Făcând asta, începem și facem autostrăzile, pentru că faptul că ele există într-o lege nu bucură pe nimeni, în afară de impresia artistică că s-a mai semnat o hârtie. Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM. Invitat în studioul Europa FM, Dan Barna, candidatul USR Plus la președinția României și liderul USR, partid care, în colaborare cu alte formațiuni parlamentare, speră să demită guvernul Viorica Dăncilă prin moțiune de cenzură peste 2 zile. Dar, revenind la campania pentru președinție, Dan Barna, cine este principalul dumneavoastră contracandidat în acest moment? Candidatul PNL, președintele Klaus Iohannis, evident. De ce? Pentru că este președintele în funcție, este evident în orice campanie electorală candidatul care și deține poziția are avantajul notorietății și al resurselor de a fi președinte, de a fi cunoscut de către comunitate, este evident că el este contracandidatul principal și sunt convins că turul 2, și de fapt este și un mesaj de sănătate pentru România, un tur 2 între Klaus Iohannis și Dan Barna este un tur 2 care transmite mesajul că societatea și componenta activă a societății și tinerii și vârstnicii înțeleg că România are șansa să meargă mai departe modernizându-se. Dar dacă să presupunem că asta facem în campanie, Dan Barna, în turul 2 ajung Klaus Iohannis... Asta facem presupuneri, nu? Asta facem, luăm variante în calcul și ne construim scenarii. Îmi imaginez că asta faceți zi de zi la partid în campanie. Dacă în turul 2 ajung Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, o să-l zugrăviți pe Klaus Iohannis ca fiind opțiunea bună? Este deși un scenariu, acum pare să fie opțiunea proastă? Este un scenariu pe care nu le-au în calcul, pentru că este un scenariu pentru care nu există consistență. După tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani, acest ultim guvern marionetă al PSD și al Liviu Dragnea, condus de doamna Dăncilă, nu are niciun argument pentru care doamna Dăncilă se poate, nu furnizează niciun argument pentru care doamna Dăncilă se poate ajunge în turul 2. Sunt foarte încrezător și foarte liniștit că turul 2 va fi între mine și președintele Iohannis. Am observat că unul dintre motourile campaniei dumneavoastră este Dan Barna președinte full time. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu cred și de fapt știu, discutând cu oameni în toată țara, că este nevoie în momentul de față de un președinte care să dea inspirație și încredere. Oamenii, și mai ales cei din diaspora cu care am vorbit, fiind prezent, repet, nu doar în situațiile de criză, nu doar când a luat foc casa, ci în situațiile de zi cu zi și în bucuriile și în tristețile comunității și într-o pădure care a fost jefuită și la lansarea poate unei grădinițe, în momentul, oamenii au nevoie de inspirație și spun asta pentru că dacă de la vârful statului, de la președinția statului, ai un președinte activ care abordează teme, care discută despre ele, capătă sânge în obraj, oamenii aceia onești și competenți și din instituții publice și din companii, cei care acum sunt resemnați. Pentru că mesajul pe care eu îl dau este că nu mai putem continua cu ideea în România nu se poate. Sunteți dezamăgit de președintele Klaus Iohannis, de prestația lui Klaus Iohannis în calitate de președinte? Eu spun că în momentul de față, România are șansa să meargă mai departe. Președintele Iohannis este un om bun, dar președintele Iohannis, venind acum din diaspora, a fost pus în situația să numească un ambasador, cum este domnul Mihalache, la Londra. Și toți românii de acolo s-au plâns că se simt disprețuiți și batjocoriți. Cine l-a pus în situația asta? Sistemul din care face parte și pe care îl reprezintă. De asta spun, este nevoie de o schimbare mai mult decât de o schimbare individuală. Este nevoie de o schimbare de clasă politică. Sistemul... pe care Alianța USR Plus e singura care poate să furnizeze. Stați un pic. Sistemul. Cine formează sistemul, Dan Barna? Vechii politicieni, vechea clasă politică, de fapt, aceea care ne-a împins pe noi să intrăm în politică. Eu am ajuns în politică de doar 3 ani, cum foarte bine știți, nu pentru că îmi doream să fiu politician, ci pentru că am înțeles că dacă eu nu mă implic, dacă alți oameni onești și competenți nu se implică, noi nu avem nicio șansă. Și
perspectiva că schimbăm aceia jucători și brusc vor deveni, brusc va începe să le pese de România, nu mai este una de actualitate. Dan Barna, asta este experiența pe care o avem. Să presupunem că sunteți ales președintele României și că vă începeți mandatul astăzi. Ce faceți astăzi cu acest sistem? Concret. Depolitizare. În ce fel? Reformă. Concursuri pe bune pentru posturi de la directorii de școli. S-a văzut în guvernarea Cioloș, a existat acest mecanism. Primul lucru pe care l-a făcut PSD-ul a fost să anuleze respectiva asta prevedere. Asta înseamnă să aveți majoritate parlamentară și guvern. Categoric. Ori noi vorbim despre ziua în care vă începeți mandatul de președinte. Cine este premier în ziua în care vă începeți mandatul de președinte? Pe 24 decembrie. Vom vedea, eu sper să nu mai fie doamna Dăncilă. Depinde ce se va întâmpla în moțiunea de cenzură de peste două zile. Și atunci cum să se facă depolitizare dacă în acest moment nu știm care va fi structura politică? Bun. Acesta este obiectivul, repet, de aceea susținem și poziția noastră a fost constantă aceea alegeri anticipate. Pentru că orice altă variantă pe termen mediu, se spun, este una care nu face posibile reformele. Despre asta vorbim. La întâlnirile pe care le aveți cu oamenii, cu siguranță mulțumiți că USR și Plus au avut un rezultat atât de bun la alegerile europarlamentare, de la care au trecut însă aproape 5 luni de zile. Vă spun oamenii că s-ar fi așteptat în baza rezultatului de la europarlamentare ca lucrurile să înceapă deja să se schimbe? Nu, pentru că oamenii au înțeles că ceea ce s-a întâmplat la europarlamentare ne-a spălat fața în Europa. Într-adevăr, acum avem oameni de care avem la Bruxelles, oameni de care suntem mândri, oameni care conduc un grup europarlamentar, oameni care au fost fondatori la Renew Europe, care este un grup care face majoritate în Parlamentul European, dar Cian Cioloș este între cele 4-5 persoane care au decis șefa Comisiei Europene și președintele Consiliului, președinții Parlamentului. Deci, în sfârșit, vocile noastre contează, ale noastre ca țară, a România. Și oamenii au înțeles asta, au înțeles că pe 26 mai ne-am reparat fața în Europa. Și oamenii înțeleg la fel de bine că pentru a continua această reparație și această curățenie și în România este nevoie să vină să voteze și pentru alegerile prezidențiale, este nevoie să meargă și la locale și mai ales este nevoie să meargă și la votul național pentru a ca Alianța USR Plus să poată să formeze acel guvern de care avem atâta nevoie. Eurobarometrul Europa FM realizat de IMAS arată că inclusiv votanți USR ar vota pentru Klaus Iohannis. Despre asta ce spune? Este un lucru firesc. Eu sunt un om care a început campania cu la 2-3%, cu o notorietate relativ scăzută, firească pentru un om nou în politică. Sunt ceilalți contracandidați, sunt oameni care sunt în politică de 20 de ani, cel puțin. Și toate cifrele arată că sunt în creștere și recuperez semnificativ acest ecart. Deci nu e nimic surprinzător, sunt date firești. Cum tot așa există și în aceleași date și un electorat al PNL care mă preferă pe mine. Deci este destul de normal, e și o chestiune de generații. Spuneți eu stau fapt cumva comparativ la segmentul tânăr, sunt comparativ cu președintele Iohannis, sunt segmentul mai în vârstă care așteaptă, poate are alte criterii, președintele Iohannis are un ușor avantaj. Segmentul mediu, din nou, e comparabil? Spuneți că, de fapt, sunt oameni care au auzit mai degrabă de USR și mai puțin, probabil, de dumneavoastră? Sunt oameni care n-au apucat să mă cunoască, de fapt. USR este, fiind un partid evident, are notoritate mai mare și este chiar simpatic când a fost la strângerea de semnături în țară, erau colegi în față, întrebau pe oameni, semnați pentru Dan Barna? Mulți spuneau, care Dan Barna? După care apăream, stăteam de vorbă cu ei și în 2-3 minute, nu doar că semnau, dar erau și impresionați sau interesați să ne susțină. Este exact chestiunea aceasta de notorietate la care lucrăm în campania prezentă. Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM. Invitat în studioul Europa FM, Dan Barna, candidatul la președinție al USR+. Dan Barna, peste două zile, moțiune de cenzură. Cum stau în acest moment calculele? Ce arată? Cifrele arată foarte bine. Dacă semnatarii moțiunii își vor respecta cuvântul și cinstea obrazului, ca să folosesc o referință dintr-o carte din copilăria noastră, cel Taipan al lui James Clevel, moțiunea ar trebui să treacă. Și apoi, să presupunem, și apoi trece moțiunea. Intrăm într-o logică
practic se întâmplă primul pas din pactul pentru anticipate pe care noi l-am propus partidelor de opoziție. Vom merge la Cotroceni la consultări, vom merge cu acest pact, îl vom da președintele Iohannis pentru a se implica, pentru că este rolul președintelui în generarea soluției următoare. În momentul în care celelalte partide vor semna pactul pentru anticipate, lucrurile ar trebui să fie foarte clare, respingem doi premieri formali, după care următorul președinte, imediat după validare, poate să dizolve Parlamentul, sper să fie primul meu act ca viitor președinte al României. După care undeva în luna februarie-martie putem avea alegeri anticipate, ne întoarcem la popor, ieșim din logica aceasta a blocajului și a crizei care pare că nu se mai termină. Potrivit aceluiași Eurobarometru Europa FM realizat de IMAS, poporul spune în acest moment că dacă ar fi alegeri parlamentare, PNL, USR și Plus ar avea la limită 50% din opțiunile de vot. Ar trebui, cu alte cuvinte, Dan Barna, să faceți casă ori cu pro-România lui Victor Ponta, ori cu ALDE, probabil, al lui Călin Popescu-Tăriceanu. Cu o singură precizare, USR și Alianța USR Plus au depășit de fiecare dată semnificativ așteptările. Când am inițiat campania pe care am coordonat-o fără penal în funcții publice, toată lumea îmi explica științific cum nu e nicio șansă ca inițiativa să ajungă la 500.000 de semnături și am adunat 1.000.000. La europarlamentare, în cel mai bun caz, ne apropiam de 15% și am ajuns la un 23%. Nu am nicio îndoială că la următoarele alegeri, și sper să fie anticipate, Alianța USR Plus, cu probabil PNL, vom trece liniștit de 50% și vom putea să formăm o guvernare stabilă. Vă puteți imagina guvernând împreună cu Victor Ponta și pro-România? Nu este opțiune. De ce? Nu este opțiune tocmai din acel motiv foarte simplu. Este ca și cum am mai dat o nouă șansă PSD, ca să fiu explicit. Dacă ne uităm cine face parte din pro-România, sunt exact jumătate din oamenii care au fost alături Liviu Dragnea până acum niște luni. Cum vă explicați că în doar câteva luni acest partid pe care îl vedeți ca pe o nouă șansă pentru PSD la europarlamentar a obținut cât? 6%? Așa. Cum vă explicați? Cum vă explicați? S-au mutat. Este ca și cum pe un magazin de ciorapi scrie de mâine vindem ștrampeni și s-au schimbat sigla. Sunt aceiași oameni cu același electorat al care susține, nu-i de comentat aici. E fire, s-au mutat niște voturi de la PSD în partea cealaltă. Vase comunicante, niciun fel, nu e nimic surprinzător. Vă puteți imagina... Nu sunt alți oameni. Cu toate astea, partidul acesta lui Victor Ponta reușește să atragă, precum un magnet, parlamentar foarte util din PSD în acest moment al moțiunii de cenzură. Să recupereze, aș spune, mai degrabă decât să atragă. E un cuvânt mai adecvat. Este... PSD-ul acum este așa, cum spun, ca o clădire care se dărâmă, din care fug oamenii, ca să fiu elegant în comparație, și partea cealaltă este un domn care poftiți aici pe culoar, vă așteptăm, poftiți la noi. Este oare din seria scopul, scuză mijloacele, Dan Barna? Pentru că moțiunea asta, dacă va trece, va trece și cu sprijinul acestui partid nefrecventabil. Este firesc că în momentul în care un guvern atât de toxic, cum este guvernul Dăncilă, să ai o coalizare a tuturor forțelor care pot avea agende politice diferite, tocmai pentru a scoate România de pe o traiectorie care înseamnă continuarea furtului și risipei banului public. Ce și se întâmplă acum cu acest PNDL 3 este încă o dovadă, ceea ce s-a întâmplat astăzi cu blocarea unui nou deputat și păstrarea unui condamnat penal în Parlament, toate acestea de către PSD, toate acestea arată că nu mai putem continua cu actuala guvernare. Și e un gest de, să-i spun, minimă responsabilitate, inclusiv de la partidul despre care tocmai am vorbit, să susțină această moțiune de cenzură. Îi suspectați de responsabilitate, Dan Barna? Am spus minimă. E o nuanță importantă. Și care este diferența, de fapt? Diferența este că această moțiune trebuie să treacă. Dacă de ce vrem, ar face oamenii dacă ăștia vrem ceva? Noi ca țară să mai avem o șansă. Dacă nu, rămânem în aceeași băltire și în același blocaj despre care am vorbit și care nu va face decât să ne oblige și mai mult să mergem spre alegeri și să câștigăm aceste alegeri și să intrăm într-o logică de însănătoșire a țării. Ați luat în calcul varianta în care moțiunea nu trece? Este și aceasta o variantă logică care se
discută, evident că am luat-o în calcul, apropo de încredere și de experiențele, ne arată că una e ceea ce se promite, alta e ceea ce se întâmplă în dimineața votului, ca să spun așa. Deci sunt ambele... Eu nu sunt... N-aș pune mâna în foc că moțiunea va trece. Sunt pur și simplu reticent, sunt circumspect. Sper să se întâmple lucrul acesta. Există premisele ca ea să treacă. Există la momentul curent un număr mai mare decât acel 233 de oameni care spun că vor vota moțiunea și că aceasta va trece, dar puțina experiență de 3 ani din Parlament mi-arată că nu, lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par, deci de asta păstrez o minimă circumspecție față de rezultate. Cu acest eurobarometru care arată că în septembrie Viorica Dăncilă a crescut de la 8% la 12%, iar dumneavoastră a scăzut de la 17% la 14%, vă puteți imagina ce impact ar avea asupra acestor procente căderea moțiunii de cenzură și supraviețuirea guvernului Viorica Dăncilă din punctul dumneavoastră de vedere ca și candidat la președinția României? Am primit ieri un mesaj foarte interesant care discutam cu o persoană pe care o respect și care îmi spunea: românii nu sunt împiți. Indiferent dacă rezultatul moțiunii va arăta că de fapt am fost martorii unui joc de teatru de păpuși, ceea ce s-ar putea întâmpla, sau că moțiunea va trece, oamenii înțeleg foarte clar că acum și nu peste 5 ani trebuie să facem o schimbare. Oamenii înțeleg foarte clar că dacă jumătate din tinerii de liceu vor să plece din țară, dacă doar anul trecut au plecat 230.000 de români, un oraș mai mare decât Brașovul, s-a mutat în străinătate, lucrurile nu mai pot continua așa. Moțiunea de cenzură, că trece sau nu, nu schimbă cu nimic situația de criză profundă pe care o are clasa politică din România și necesitatea unei schimbări majore. Și oamenii înțeleg lucrul ăsta și vorbesc despre el. De asta nu sunt foarte îngrijorat de efectele într-un sondaj, dintr-o lună sau alta, a ceea ce se va întâmpla joi dimineața la moțiune. Dan Barna, în mod indiscutabil sunteți un om nou în politică, sunteți practic la primul mandat de parlamentar și ați intrat direct într-o cursă cu o miză majoră pentru președinția României. La ce nu v-ați așteptat când ați intrat în politică și totuși a venit la pachet cu intrarea în politică? La diferența față de cei 20 de ani de antreprenoriat și de muncă în sprijinirea României în absorpția de fonduri europene a fost faptul că în politică discuțiile sunt de dragul aparenței și nu pentru a rezolva probleme. Asta e ceea ce am învățat eu în Parlament. În activitatea mea de antreprenor mă întâlneam cu parteneri, cu clienți, cu oamenii cu care lucram, discutam într-o ședință de o oră, două, trei și stabileam niște lucruri pe care le făceam. Politică nu se întâmplă nimic, este doar un joc de a băgarea în seamă și de a arăta cine e mai locvace și mai abil în exprimat putere, fără să se întâmple nimic a doua zi. Este o irosire de timp și o, la limita responsabilității. Adică bătaia de joc asupra timpului care se întâmplă în Parlament, cred că e în puțin alte instituții din România. Care a fost cel mai nedrept lucru care s-a spus despre dumneavoastră în ultimul an? S-au spus atâtea tâmpenii încât mi-e greu să selectez una dintre ele. Acuzațiile acestea legate de contractele cu statul în condițiile în care în multe proiecte am dus bani de acasă sau în alte proiecte pur și simplu am muncit zile și nopți ajutându-i pe oamenii să-și transforme visele în proiecte să obțină rambursarea, au o mare cantitate de nedreptate, tocmai din faptul că noi am fost niște pionieri în domeniul acesta. Faptul că site-ul acela a pornit de la zero, a devenit sursa principală de inspirație pentru toți cei care lucrează în domeniul fondurilor europene, este un lucru care mă mândresc. Iar acuzația că am ajutat statul român să absorbe fondurile europene, o primesc cu drag și cu brațele deschise. Dar insinuările din spate sunt o mare nedreptate. Sunt oameni care cred și scriu pe Facebook, de exemplu, că aveți o carieră de 12 ani ca secretar de stat. De 12 ani a fost doar 6 luni. De unde vin lucrurile astea și ce ne împiedică să le cercetăm? Eu sunt la propriu un om, în principiu cam oricine din componenta activă și reală a societății, care a făcut studii după Revoluție, care a muncit și a avut o carieră de succes, ar fi putut să fie în locul meu. Eu sunt un om care n-are în spate baroni, n-are în spate partide politice, n-are în spate servicii secrete cu altă acuzație, care habar n-are cine sunt și nu i-a întâlnit niciodată pe generalii serviciilor secrete, oricare au fost aceștia, și e foarte greu pentru oameni să creadă că se poate pe bune să te implici în politică și să ai un succes, cum s-a întâmplat în cazul meu.
Și de aici avem toate aceste invenții care n-au nicio legătură cu realitatea, care n-au nici măcar sâmburile acelea de adevăr pe care se construiește o minciună bine construită. Dan Barna, mulțumesc tare mult pentru prezența la Piața Victoriei, candidatul la președinție al Alianței USR Plus. Mâine la Piața Victoriei despre politică și economie vine în studioul Europa FM senatorul liberal Florin Câțu, intervievat de Tudor Mușat. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună. Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18:15 la Europa FM.